Acțiunea de organizare a bursei locurilor de muncă a devenit deja tradițională pentru Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Aceasta are menirea de a reuni angajatori și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea corelării cererii și ofertei de forță de muncă în scopul prevenirii și reducerii șomajului. Bursa locurilor de muncă, bursa generală a locurilor de muncă din acest an va fi organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu în data de 14 aprilie. Evenimentul va avea loc începând cu ora 9 și se va desfășura simultan în următoarele localități. În municipiul Giurgiu, în incinta restaurantului Mionita, iar în orașul Dolin din Vale, la sediul bibliotecii din localitate. Agenții economici care vor participa la bursa locurilor de muncă vor avea prilejul să-și recruteze personalul direct, fără intermediari, în funcție de cerințele concrete ale locului de muncă oferit. Până la data de 12 aprilie, un număr de 46 de angajatori au comunicat peste 420 de locuri de muncă vacante, cele mai multe fiind oferite în următoarele domenii de activitate: agricultură, comerț, construcții, hoteluri și restaurante și servicii. Până la data de 12 aprilie, comunicat un număr de 46 de angajatori, peste 420 de locuri de muncă vacante. Aceste locuri de muncă pot să și crească în zilele următoare. Sunt angajatori care mai depun locuri de muncă și în ultimele zile înainte de bursă. Angajatorii pot depune oferta privind locurile de muncă vacante la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu din municipiul Giurgiu, șoseaua București, blocul 202/5D, iar pentru localitățile arondate punctului de lucru Bolintin Vale, la sediul din localitatea Bolintin Vale, strada Republicii. Obiectivele acestei inițiative sunt de a realiza un contact cu un număr cât mai mare de angajatori, de a întreține un dialog între serviciile publice de ocupare și de a crește gradul de conștientizare a problemelor legate de ocuparea forței de muncă.